unde-s banii, doamnă, după 3 ani? Așa, da. Și mă întrebau unde-s banii și eu am zis, păi, banii sunt aia pe care i-ați găsit în casă. Ați văzut că nu am, nu erau bănci, nu erau conturi, erau nenorocite de cec. Era la cec, făceai de la de 5.000 pe mașină. Cred că mi-a găsit un de la de 5, mi-a pusese mama. Și mie și pentru sora mea, a zis, mamă, care o fi cu noroc. Ne-a pus 5.000 pe câte un carnet de cec, care puteai să câștigi o mașină. N-am câștigat niciuna. Și ne întreba. Și următoarea întrebare era, și din ce trăiți, doamnă? Că aveți 3 copii, aveți, știau salariu, aveți salariul ăsta, nu prea mare, văd că fumați Kent, că fumam Kent atunci, nu mai fumez deloc acum. Din ce trăiți? Din ce trăiți, din ce trăiți? Și uite așa, m-au tot foarte mult timp. Eu eram destul de calmă, mama era foarte agitată, sora mea era și ea puțin speriată, dar sora mea a plecat în Austria, imediat în 90 și ea a plecat și acolo este și în ziua de azi. Mama era foarte speriată și agitată, deși eu am încercat să-i spun, lasă că o să ne întrebe și o să se plictisească. Nu vezi că totuși se purtau civilizat, așa? Și eu am avut un incident la un moment dat că, într-adevăr, nu ieșeau, cum ar fi, salariul meu nu acopera cheltuielile copii, cu 3 copii, cu casa, nu știu ce. Și atunci am făcut-o, așa, am mers la cum se face la joc, la cacealma, da? Și am zis, bun, eu sunt o femeie divorțată. Eu am voie să am un bărbat care mă întreține. În democrație e voie, că zic, în comunism n-aveai, trebuia să fii, nu? Ce da. Păi zic, mă întreține un bărbat. Păi să vină să dea declarații. Ei, aici am avut o mică problemă, pentru că prietenii la care m-am dus m-au refuzat. Mie îmi trebuia un bărbat să vină să dea o declarație, nu era mare lucru, că mă întreține. Da, da, doamne, îi dau niște bani. Așa, și am fost la niște prieteni, care sunt și în ziua de azi prieteni, și a zis, mă, eu aș veni. Dar avem și noi probleme, uite, am și eu o funcție. Și prietena mea, soția lui, a zis, mă, Miala, nu știu, să nu, ai, nu te supăra, zice. Suntem prea buni prieteni, este și un pic imoral. Cum adică să ai tu ceva de face, că noi suntem prieteni de atâția ani? Am mers la din prieten în prieten și până la urmă am găsit un prieten. Doamne, ce situație! Să zică unul că... Da, pe îmi trebuia... Dacă am apucat să spun prostia asta, că și eu, într-un fel, mi-am făcut-o singură, trebuia să-l aduc. Și am să-l vedem! Și am ajuns la o persoană, din păcate nu mai este, a murit, un om extraordinar, cu soția lui de față, care a zis, du-te, fabulos. Da, du-te, dragă, zice, la câte amante ai avut, ce mai contează un am plus. Deci nu. Da. Avea și cum să justifice banii, a venit, a dat declarație, că între noi o legătură mai veche, că nu știu ce, așa, că mă întreține. Și a semnat-o. Mm. A crezut sau nu a crezut? În orice caz a fost interesant că peste vreo 10 zile a venit la mine, la ușă, și zice, hai, că sunt cu portbagajul plin. Zice, ce-am adus, căpșuni, nu știu ce, mere, pere, căpșuni, Pepsi, zic, dar ce e nebunit? Păi zice, tu crezi că nu ne urmăresc ăștia? Zice, nu trebuie, dacă te întrețin, nu trebuie să-ți aduc. Trebuie să livrez acum, da. Da. A fost superbă toată situația și încetul cu încetul, sigur, am rezistat și s-a încheiat. S-au plictisit. Cât a durat? Vreo 8 luni de zile, dar nu. A, tot anul 90. 8 ori, da, 8 luni. De 2 ori pe săptămână, n-a fost chiar așa de multe. De 2 ori pe săptămână? Da. Era ca un control judiciar de două, mai de intens, așa. De 2 ori pe săptămână, pe urmă a fost o dată pe săptămână. Sigur că mai erau și alte întrebări. De exemplu, pe mine mă întrebau de tata. Și am zis, da, eu sper că sunteți un bun profesionist. Ce mă întrebau de tata? Păi banii lui tata unde sunt? Ah. Zice, da, de banii lui taică tu ce știi? Zic, dumneavoastră, așa... Mă uit la dumneavoastră, păreți așa, un profesionist, un procuror, cum mai că era asemănă așa, avea barbă. De aia să nu mă mai uit la dumneavoastră, că mi-aduc aminte. Deci, zice... Dacă îmi spuneați, mă rădeam. Da, zice... Zic, știți că eu n-am fost la Viena niciodată, nu? Zic, doar ați decât o singură dată în 74. Uh-huh. Da? Știți că n-am călcat pe la Viena? Știți că tata mi-a dat interdicție de a merge acolo? Sau nu știți? Că dacă nu știți, atunci înseamnă că... Procurorii dinainte erau mai buni, voi ar fi știut, dar zic, sunteți tot o emanație. Jucați și la provocare. Da, nu mai prea aveam ce să pierd. Mm-hmm. Adică după ce că mă terfeleau așa toată ziua și îmi vorbea cu tu, da, el fiind, da, pe urmă am aflat cine este, de unde venea, de la Buftea, mă rog. Ce vreți să spuneți? Știam, i-am aflat tot traseu așa, mm-hmm. Că fusese
la buftea procuror, că l-au avansat imediat la Revoluție, că n-avea prea mare experiență și zic, deci ce să știu eu despre tata? Știți toată relația mea cu tata? Știți cum a fost, nu? Păi și dacă aveți toate datele astea, cum puteți să mă întrebați pe mine de bani? Dar poate știți că n-am vorbit cu el. Dar asta cu banii cum ați văzut-o? Tot din ca o componentă a diversiunii și a psihozei? Sau vi s-a părut o temă realistă? În situația mea și a surorii mele, dar soarele mea a plecat și pe ea... Nu raportat la dumneavoastră neapărat, nu raportat la mine era interesant, pentru că sigur că tata gestiona banii. Da, s-a crezut că sunt banii familiei, dar nu erau banii familiei. Mm-hmm. Banii pe care i aveau depus în țara noastră din diferite operațiuni de vânzare de armament, da, de care se ocupau Crescentul și alte chestii. Da. Așa, Dunărea. Mm-hmm. Da? Sigur să vindeau armament. Am avut un prieten, nu pot să zic că e văr, așa, care, da, oficial vindea bomboane, pescuia, da, el se ocupa de armament. E, banii ăștia, sigur că... Deci Revoluția a fost o afacere bună pentru unii, au făcut... Banii ăia au existat? Dispăruse. Au dispărut, da, niște bani, da? Da, dispăruse, dar... Câți bani? E, nu știu, de unde să știu eu. Mă gândeam că aveați o noțiune financiară... Dar eu n-am avut niciun amestec cu treburile astea. Știu eu că n-ați avut, eu n-am știut tata, câți bani are tata, banii lui. Uh-huh. O întrebam pe mama, după ce s-au liniștit, după ce mama a rămas fără casă, după ce am fost, tata a închetat post-mortem, după ce mama... Mă rog, săraca a rămas fără haine și zic, mama, dar tata niște bani n-avea. N-a lăsat și nouă nimic. Exact. Voi n-aveați niște bani? Și zice, ba da. Zice, că îl știi pe taică tu, zice, destul de mână strânsă. Zice, aveam niște bani la Viena. Dar cum să mai ajungi la Viena? Ce? Zic, lasă-i pe ea din Viena, că o să vedem noi mai târziu. Dar zic, în România voi aici nu aveați și voi nici... Ba da, zice, aveam și... E, pe ea din România i-am luat, până la urmă. Da? Da. Și zice mama, dar nu știu, mamă, tu nu știi cum sunt ăștia, oltenii ăștia? Și eu am soț oltean, dar al meu nu e ca... Da, oltenii sunt așa, nu trebuie să știe nevasta ce face el. Face pentru nevastă, dar fără să știe nevasta. Ce, mamă, sigur... Deci niște bani s-au evaporat, asta e sigur. Dar banii aceia pe care tata îi știa, contul acela special, pentru care se ducea Victor Atanasie Stănculescu, pentru banii aia se ducea, da? Aproape lunar. La Viena, spre disperarea mamei mele, zice, iar a venit slinosul ăla, nu pot să-l sufăr, nu putea mama să-l fă. Slinos nu era în sensul că nu se spăla neapărat, era în felul că pupa mâna de la primul degețel până la cot. Și mama zice, mă, ăștia care pupă mâna până la cot, uite-l, s-a și demonstrat. Mama zice, ăsta îl omoară și pe tasul și pe măsă. Și așa. S-a și întâmplat. Tata zice, poartă-te civilizat, că este un om cu care noi lucrăm, zice, cu care mi-l trimite fratii meu aici. Mama zicea, eu pe ăsta nu-l servesc la masă. Și mă rog. Serios? A, da, mama avea fițele ei. Și putea să nu facă, o durea capul, să lega la cap și gata. Da, tot timpul am avut curiozitatea. Deci mama nu l-a putut suferi. Deci tata a gestionat acei bani cu care se pare tot din povestirile, că nu mi-a spus un chimiu niciodată. Ia vin o nepoată să-ți plângeam eu de gând. Mă gândesc eu, da. Poate alții nu se gândesc. Deci, dar aflam și eu. Și de multe ori aflam stând așa pe la ușă, că tata făcea, hai, n-ai treabă să mai faci la matematică. Știa că nu-mi place matematică. Uh-huh. Când avea el discuție cu frații lui. Dar mai prindeam și pe urmă stătea mama. Și pe urmă venea mama și... Na, noi eram foarte bune prietene, eu cu mama și apropiate. Ai auzi, mamă, ce au discutat? Că zice, unchi, tu vrea să facă o bancă. Ma, și, dar era ca la telefonul fără fir. Mama pricepea ceva, sau de așa, de la mama o luam eu și... Bine, la mine murea că... Ajungea ca la Radio Erevan. Da, era nici nu pe invers și nici nu era Dan. Da, zice, uite, totuși, auzi că are gând să facă așa, nu știu ce, zice, cu arabii, cu asta... Deci asta cu banca e pe bune. Asta era. Și urmă am aflat de la Nicu, care zice, da, mă, dar era o idee extraordinară, zice, asta a fost cea mai bună idee al taică-mei, ce n-a fost a lui. Mă rog, tot așa a zis. Au asta în discuțiile... Niște oameni deștepți care i-au spus că asta ar fi o idee să scăpăm noi... Da, și de Banca Mondială și de asta și să facă el. E, de aici îi se și trage. Adică să te apuci tu să schimbi finanțele planetei. Nu, pentru că totul până la urmă totul este în parte, oprește în partea financiară și economică. Până la urmă banul face. Mult pe tema asta. Mai avea energie la vârsta aia să gândească el strategii economice, să pună o bancă, să ajute țările. Vârsta aia nu era chiar atât de matusalemică. El avea 71 de ani când a murit. Da, da, era bolnav. El avea diabetul care îl ținea... Nu era atât de bolnav pe cât se spunea că este. Nu era atât de bolnav? Nu.
nu era atât de bolnav pe cât se spunea. Diabetul. N-avea diabet să-și facă insulina prin costum. 3 seringi să-și bagă în gen picior. Uh-huh. Avea diabet, așa cum au toată lumea și să răsfăt. Toți prietenii mei au diabet. Dacă sare și iau frumos din degețel, că toți avem, eu n-am așa ceva, 120, gata, avem diabet. Nu avea un diabet care să-i pună viața în pericol. Deci nu. Nu a avut, că nici tata n-a murit de vreo boală. Nu? La 73 de ani. De altfel, nici unchiul meu n-a murit de vreo boală care să-l dărâme, nu? Nici Nicu, până la urmă, nu a murit. Eu am convingerea că nici Nicu nu a murit. Nici Nicu? Nu. A fost bolnav. Asta clar. Da, da. I-a fost foarte grăbită și ajutată evoluția bolii spre final. Prin medicație greșită. Dar nu vreau să mai discutăm, pentru că da, știu sigur asta. Prin medicație greșită, prin felul cum era, era abulic câteodată. Deci era, era drogat. Să-l omoare cu... Știa și el foarte multe lucruri. Și asta nici el n-a spus tot ce știa. S-a temut și el. Deși știu că Paula Iacovi spunea că poate salvarea i-ar veni dacă ar spune și el a zis, mie mi-e frică că e invers. Uh-huh. Lasă așa mai bine. Uh-huh. Și multe lucruri n-a vrut să spună. Și bine, cred că a făcut. Da. Eram la problema cu... Da? Și asta s-a spus. Nu? S-a vehiculat. Este foarte bolnav. Cum se spune și acum? Toate, că Putin este foarte, foarte, foarte bolnav. Da? Ba era pe moarte, ba așa... Ba că după scări și-a făcut da, pe el, ba da, pe aia... Da, da, da. Nu știu. Da. Deci, totul, sigur că a urmat un traseu evident și clar, da? Unii oameni au picat pur și simplu, pentru că sigur că au fost oameni care au murit. Nu 60.000, cum s-a spus, și asta a fost o manipulare. Foarte bine gândită manipularea, dar asta sunt tehnici. Uite, eu citit cartea lui Bogdan Ficeac, care mi-a plăcut la nebunie, despre manipulare. Mm-hmm. Și chiar lucrez după ea la facultate și da, așa este, deci încetul cu încetul, încetul cu încetul și la 89 manipularea a fost cred că a atins cote maxime și eu le-am crezut pe foarte multe. Pormă, când era că ne atacă, că vin, că nu. Ați căzut în psihoza aia, nici n-aveai cum, n-aveai cum, era de peste tot, venea din toate părțile, intra pe geam, intra pe ușă, intra pe televizor, peste tot. Da, da, deci a fost foarte bine dirijată, ea a fost foarte, foarte bine făcută, după care a venit, cum se spune, a relaș, și am început să ne gândim cu toții, vorbeam cu prietenii. Dacă l-ați văzut pe Cristoiu că zice că n-a fost revoluție și a fost lovitură de stat, ce ați zis? Ia uite-o. Păi da, sigur că, da, am zis că are dreptate. Da, și revoluție și lovitură de stat, până la urmă, dacă... Bună, sunt cumva conectate. Sunt cumva, că... sigur. Am spus, și revoluția este... oamenilor, și exact, revoluția nu se putea face este nimic. Tot pregătită dinainte și atrase masele prin ceva. Pentru că ai nevoie ca să... Ai nevoie. Și cum le atragi? Păi prin această manipulare. Da? Mărești, cum să spun, răul care la un moment dat erau și dirijate. Asta cred că a spus-o și Brinchi, cred că l-am ascultat și mi-am dat dreptate. Și eu știu lucrul ăsta. Că ce? Că venea să vadă dacă sunt piețele și magazinele pline și pe urmă imediat să lua mâncarea de acolo. El era convins că vorbea ce, dar eu am fost, știu, era plin de mâncare. Uh-huh. Păi lucrurile astea se făceau de către eșalonul 2 care își pregătea venirea și au și venit. Eșalonul 2 au venit. Când i-ați văzut la televizor, doamnă, cum a fost? Pentru neavoastră, păi, pentru familie, pentru toți cunoscuți. Deci Iliescu n-a fost nicio surpriză. Cum a zis? Cum a zis Blink? Unchiul Ionel. Da, eu nu-i ziceam așa, mie nu mi-a plăcut. Deci mie nu mi-a plăcut exact, uite, parcă ceva de la mama. Deci mama... Nu v-a plăcut de el înainte? Mama ura oamenii care erau prea politicoși cu ea. Era... Și spunea șefa, ce ochi verzi aveți. Ia uite, frate, zice eu, dita mai baba, vede el ochii verzi. Nici nu-i... Era lingușitor? Nu, vorbesc de oameni de genul. Am înțeles, ăsta. Nu, eu vă întrebam Ion Iliescu, da. Lingușitor, da? Venea pe plajă. Curtenitor sau lingușitor? Că e totuși o nuanță. Deci mie nu-mi plăcea de el. Nu știu, mie nu mi-a plăcut. Venea și spunea, tovarășul Marin, îi spunea lui tata, am adus presa. Tata zice, da, punem, eram la mare, la plajă, la Neptun, ceva, am adus presa. Facem o partidă de șah, tata era mare șahist. M-a terorizat, n-am învățat, nu știu să mut nici, o piesă nu știu să mut.
spunea, așează-te și să te învăț șah. Orice om deștept trebuie să știe șah. Toți în familie jucau șah. Până la urmă, tata și-a dat seama că nu are cu cine să joace cu mine, că nu-mi place. Prinsesem ceva, dar făceam niște greșeli ca să plitisească, să mă lase. Deci venea să mai aducă ceva, să mai facă ceva. Și aveam un zâmbet așa, mie, aveam un zâmbet care mie nu-mi plăcea. Mie mi s-a părut că e un zâmbet forțat. Și nici mama nu i-a plăcut de el, dar era omul casei, cum să spune. Sigur că era omul casei. Dar, nu, venirea lui n-a fost nicio surpriză. Mie mi s-a părut că arată foarte rău când a venit. Aulă, zice, rău arată. Da, nu, a fost și un... Militarul n-a fost nicio surpriză. Semnatarii celor, cei șase semnatari n-au fost... Petre Roman a fost o surpriză pentru mine. De ce? Pentru că o foarte bună prietenă din trecut și din prezent este sora lui, Carmen Roman, care e prietena mea și colega mea de liceu și colega mea de bancă și mă văd cu ea și în ziua de azi. Și pentru că l-am cunoscut pe Petre Roman și pentru că am avut puțin altă, nu știu, l-am văzut altfel. Nu știu, mi s-a părut că nu e locul lui acolo. Mm. Dacă l-ați văzut pe Iliescu, că nu vreau să stăm foarte mult, dar nici ce să le expediem. N-ați zis, hai mă, că e în regulă. Hai că o să fie în regulă. Nu v-a dat un sentiment de reconfortant? Băi, e un Q&L, cum ziceam. Nu, după ce am văzut... Păi nu, în primele clipe, zic, n-ați zis, ai băi, că nu e chiar așa rău. Nu, pentru că am văzut desfășurarea? Precipita și ce se întâmplă cu familia și ajungeau zvonurile, că la un moment dat am primit, s-a spus în primele zile atunci până în 25 că va fi, așa veneau, din multe, multe direcții. Nu spun exact cum era, dar m-am spus, fiecare avea, na... Da. O amantă. Amanta avea un frate, fratele avea așa și ajungea. Și pe urmă totuși nu eram chiar oamenii de așa, din stepă, da? Și a ajuns la noi zvonul și erau toți arestați, toți verii mei, că zice s-a hotărât aseară la 12 în ședință, da? Zice va fi execuție până la inclusiv nepoții. Aia sigur că mi-a picat rău când am auzit. Așa circula inclusiv nepoții? Un pic a circulat, da. Aolo. Zice inclusiv nepoții. Eu mă pregătisem de pușcărie. Acum chiar Ioana Dark. De zid nu prea. Chiar Ioana Dark n-am vrut să interpretez. Și am zis, mă, nu cred, nu se poate. Zic, în fața restul lumii nu poți să omori o familie de 20 și nu. Zic, nu se va întâmpla. Eu am fost prima care a zis, na, nici vorba. Nu s-a întâmplat. După care a venit zvonul. Și asta poate să fie manipulare. M-am avut timp, urmă, să mă gândesc, așa. Până la un moment când nu m-am mai gândit deloc și acum, uite, iar m-am obligat să mă gândesc. Iliescu s-o opune. Ma. Iliescu s-a opus vehement ca generația tânără, adică verii, să aibă, chiar acum o să urmeze, zice, le dă drumul din pușcărie. Hopa, hopa, câte unul au apărut în pușcărie. Nu, Iliescu și poporul. Mm-hmm. Eu am zis, na, totul e un joc, e un joc. Nici nu s-a hotărât să fie executați, nu. Acum se spune, bai, uite, tătuca e bun, ăilalți au fost unii. Și sigur că cel mai vehement, cine era? Și dădeau pe niște, unii care nu erau din cerc, cum ar fi. Așa. Ăla cu barbă, cum era, Voican Voiculescu, care veni și el dă... De la s-au folosit și ce i-au dat? Nu i-au dat nimic, că e singurul care a rămas fără... Așa, fără nicio funcție, cum se spune. Zice, Voican Voiculescu, el vrea. El a zis să-i împușcăm pe toți. Dar Iliescu a zis, nu putem să facem. Om cum îl știți. Om cum îl știți, da. Deci, astea veneau zvonurile care sigur că erau dirijate. Mm. Dar dincolo de ele aveau un scop. Și eu am înțeles foarte repede. Nu vom fi împușcați. În momentul în care au fost deja, după 3 zile, după o săptămână, verii mei eliberați de pe unde au fost ținuți, că n-au fost băgați la saline, așa, zic nu. Nu. Deci, acum zic probabil că frații lui tata, ei vor avea de suferit, într-un fel, și au fost toți arestați, dar mulți de tata lui Brinchi a trăit până acum 2 ani, deci... Da. Că a trăit bine, că n-a trăit bine, că a avut frustrări, asta e. Era și cel mai mic dintre ei, adică... Dar și ceilalți au trăit, dar n-a murit niciunul în pușcărie, nu? Da. Unchiunicu, așa zis, Andruța, a stat mai mult în pușcărie, dar nici el n-a murit în pușcărie.
Deci mi-am dat seama că urmează, da, să luăm viața de la început. Că nu m-am gândit neapărat. Pe tata nu mai puteam să-l aduc înapoi. M-am ocupat de mama cât am putut, mulți ani, adică să încerc să-și revină și am zis, gata, tragem linie și o luăm de la început. Până la altceva asta, nu se putea până face. Până la 3 ianuarie, din figurile care au mai apărut pe sticlă, pe care le vedeați în momentele acelea, a fost vreunul care v-a surprins în afară de Petrică Roman? Nu. Deci n-avea de ce să... Sigur, nu mi-a plăcut când am aflat de... de Borilă. De ce nu mi-a plăcut? Eu cu Sanda Borilă am fost foarte, 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 foarte bună prietenă. Zic, uite-mă, taică-su. Eu eram cu ea, am și ajutat-o. Sanda a emigrat în Israel, a venit, a dormit pe la mine. Și zic, uite, taică-su, când am văzut, de exemplu, pe Corneliu Mănescu, care mie mi-a plăcut. Toate fetele de 15-16 ani nu ne plăcea, avea altceva, avea un aer occidental, fuma pipă, era înalt, venea așa cu fular la gât, la mare, la... Deci era așa un actor de Hollywood, așa. Zic, ia uite, s-a băgat și ăsta. Zic, aflasem de pe la tata, mm-hmm, că căzuse în patima beției, zicea, au loc un săracu Mănescu, zice, l-au găsit cu băutura în birou și a căzut pe jos. Mie îmi părea foarte rău. Când l-am văzut și pe el în toate astea, dar nu a fost nicio surpriză, pentru că știam cumva, știam că ăștia... Totul vine dintr-o anumită frustrare de foarte mulți ani. Pentru că toți au sperat în mai mult și probabil că au primit mai puțin. Nu, singurul care m-a luat prin surprindere, așa, a fost Petre Roman, chiar am comentat. Eu imediat m-am gândit, aulo, și cum o să se comporte, că totuși noi am fost apropiați așa. Uh-huh. Nu eu cu el, eu cu familia lui. Cu pe mama lui, eu știu, pe tată, știu, tot, știu frații. Cu sora lui sunt și în ziua de azi, prietenă cu Carmen, dar și cu Mireia, cu cealaltă soră care a murit, o fată extraordinară, și cu Raul. Deci știam foarte bine, zic, hey, mi s-a părut așa, dar n-a durat mult. Uh-huh. N-a durat mult, pentru că eu cred că el totuși n-a fost chiar de joc. Da, nu, da. Nu era chiar de în joc, l-au atras pentru anumite... așa, calități ale lui, vorbitor de limbi străine, un anumit fizic, nu? Corespundea unui profil. Sigur, vorbit, știa să vorbească. Ați mult vorbit mai bine. Cu el după... Nu, cu el nu am mai vorbit niciodată. Niciodată n-am mai vorbit? Nu, păi nu ne-am mai întâlnit. Credeam că nu. Viața a făcut cumva în ăștia 33 de ani? Nu, uite că sunt persoane cu care nu te mai întâlnești niciodată. Cu Iliescu v-ați întâlnit? Nu, ei, ce să nu știu. Nu m-am întâlnit nici cu Iliescu. Niciodată. Dar cu vreunul din noua garnitură de putere v-ați văzut în anii ăștia? Din momentele alea? Cu Voican Voiculescu m-am văzut, dar m-am văzut la ambasada rusă la o zi, nu știu. Ah, ba da, mi-aduc aminte. Când au venit cosmonauții, s-a sărbătorit, nu știu ce, câți ani de la zborul lui Prunariu. Așa. Da, iar eu cu Prunariu sunt prietenă. Și atunci am fost și eu la ambasada rusă și știu că atunci l-am cunoscut pe, da, pe Voican Voiculescu. Cred că am dat și mâna cu el, că nu puteai să nu dai, pentru că toată lumea dădea mâna cu toată lumea și n-aveai ce să faci. Dar în rest nu am mai avut tangențe, sigur, n-am mai avut tangențe, pentru că nici nu am forțat nota, nici n-am vrut. Sau mai am tangențe cu ei. Pe foarte... A fost după... Spuneați că v-ați dus la facultate, v-ați îmbrăcat pe 3 ianuarie, ați zis, băi nene, s-a terminat vacanța, trebuie să vedem ce facem cu noua viață. Și bine am făcut. Cum a fost deci, adaptarea la noua viață? Atât de bine. Cu numele Ceaușescu. Deci eu m-am dus pentru că m-am gândit că dacă nu mă duc, înseamnă că am lipsit nemotivat de la... Uh-huh. Și exact pe acest motiv i-au desfăcut cartea, deci au dat afară pe sora mea, care nu s-a dus la... Ea lucra la Ager Press, nu s-a dus 3 zile, nu prea putea să... Ea n-a avut vacanța de iarnă ca mine. Eu am avut noroc, eram în vacanță, n-aveam ce să caut. Ea trebuia să se ducă pe 21 decembrie, pe 22, ea trebuia să ducă la serviciu, ea nu s-a dus. Uh-huh. Și atunci au dat-o afară, nu? 3 zile a lipsit nemotivat și alte verișoare de ale mele, tot așa, da, au fost date afară 3 zile nemotivat, dar ele erau arestate. Dar asta nu mai conta atunci. În astfel de situații, lucrurile astea nu contează. Eu n-am avut acest. Deci am stat frumos, ca toată lumea, în vacanța de iarnă și m-am dus pe 3
ianuarie la facultate, la ședința nouă. Da? Deschiderea. Deși mi-au spus toți, nu. Mi-aduc aminte și domnul Voicu și sora mea, ce cauți tu pe trei, unde te duci? Te omoară pe stradă, unde te duci? Ei, uite, mă duc. Și m-am dus și bine am făcut, deci am participat. La acea ședință s-a pus problema excluderii mele, da? Am și fost exclusă prin vot. Și, nu, e o poveste mai lungă, iar am mai povestit-o și în carte. Nu știu câtă lume a citit sau nu a citit cartea, dar cred că am spus aceste lucruri de mai multe ori. Nu este important cine a vrut și cum a vrut. În orice caz s-a votat, pentru că s-a votat cu vot de ăsta deschis. La vedere. La vedere, au ridicat mâna, m-am uitat. De față cu dumneavoastră, nu? Am uitat și eu în spate cine a votat, da. Exact oamenii cu care am avut cea mai bună relație din catedră și pe care i-am ajutat mult, 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 mult. Cu ce puteam, cu medicamente, cu doctor, cu dulciuri pentru diabet, că aveau diabet. Trimitea mama din Austria ciocolată de diabet, că nu era... Ei au votat să mă excludă. Exact cu oamenii cu care eu m-am certat în catedră. Și de ce mă certam? Pentru că fumam în catedră. Dar atunci era voie să fumezi. Nu, erau. Deci fumai unde vroiai. Da. Așa. Și pentru că eu fumam în catedră, împreună cu șeful de catedră, care și el fuma, am avut câteva persoane care nu-i spuneau domnului profesor Oiță să nu fumeze. Dar îmi spunea mie, că aveam 25-26 de ani. Și eu spuneam, dar de ce să nu fumez? De unde să mă duc acum să bat... culoarele să fumez. Și ne-am certat pe chestia asta cu... Exact oamenii aia m-au apărat. Caracter. Da, nu, da. Atunci mie mi s-a, cum să spun, ceva mi s-a schimbat așa în... Am început să văd lumea altfel. Mm-hmm. Altfel. Oameni care, într-adevăr, chiar mi-a spus un domn profesor care făcea... Faptul că ești nepoata lui Nicolae Ceaușescu nu-ți dă dreptul, zice, să fumezi aici când mie, de exemplu, îmi face rău și altuia. Poate suntem bolnavi de inimă. E, omul acela m-a apărat cel mai mult pe mine. Fabulos. Da. Ai fi zis că vă poartă ranchiună. Și spun numele, că sper că mai trăiește, domnul profesor Dumitru Balan, da, cu care m-am certat de multe ori. Și de cei multe care, ori. Pe care i-ați ajutat? A scris în ziar pentru mine, a zis, sunt foarte bun, un profesor iubit de studenți, un profesor, știe limba rusă la perfecție, este o plăcere să o auzi cum vorbește, nu am niciun merit. Deci eu n-am un merit că vorbesc foarte bine limba rusă, am învățat-o la 3 ani. Deci este... Ne-ați povestit, da? Da. Și au mai fost câțiva oameni cu care nu am avut o relație foarte, foarte bună înainte, dar care atunci, dar au fost puține, erau 4-5. Și cum s-a terminat? Pe mine m-au salvat studenții. Asta a fost. Imediat după ce la ședința din 3 ianuarie am fost exclusă, dar nu oficial, pentru că n-a existat un motiv să mi se desfacă contractul de muncă, să fiu dat afară oficial, dar mi s-au luat orele. Adică, dar argumentația ălora care au pus la cale execuția, cum suna? Că eu nu mai pot să rămân la catedră. Că ce? Pentru că fiind o ceaușistă din neamul ăsta, ce educație le voi face eu copiii? Nu. N-a zis nimeni că nu știu limba rusă, că noul șef de catedră, persoana care a fost cea mai vehementă împotriva lui, vorbea o rusă execrabilă. De altfel și o română execrabilă, dar așa. Nu mi s-a reproșat niciodată că n-aș ști ce predau. Dar cum predau? Dacă eu spun, nu, în cameră este o lampă. Și eu spun, în camera tovarășului Ceaușescu este o lampă. Ce educație fac? Îndoctrinarea continuă. Da. Și atunci, da. Sigur că am fost dărâmată. Deci preferam să mă aresteze decât să mă dea afară. Deci eu nu m-am gândit neapărat ce fac, din ce trăiesc. Că puteam să fac multe lucruri, nu știu, și curat în casă puteam să fac. Sunt o gospodină extraordinară. Și țin casa bec. Dar, sigur, în momentele nu m-am gândit, dar puteam să fac foarte multe lucruri. Deci eu niciodată nu m-aș fi dat în... Puteam să fiu, nu știu, la recepție, la un hotel, ceva îmi găseam. De-aia am în familia mea câteva persoane care au zis că nu au mai găsit. Nu știu, sigur, nu mai găsești în domeniul tău. Mm. Nu mai găsești în pregătirea ta. Dar cobori până acolo, că nicio muncă nu e rușinoasă, să trăiești. Dar fără să dați nume, au fost membri ai familiei care au căzut psihic? Care au simțit că nu mai pot să cred continue? Că da. Cred că da. I-a marcat mult mai mult, în orice caz, decât pe mine. Și pentru că au fost și mai în interiorul situației. Deci ei au fost mai apropiați cumva între ei.
Eu, prin căsătoria cu Petre Moraru, m-am dus în cu totul alt mediu. Deci oamenii cu care eu m-am văzut timp de 7-8 ani au fost actori, actori și iar actori. Cu ei îmi făceam revelioanele, cu ei îmi făceam concedii, altă lume. V-ați câștigat un soi de independență? Nu știu, altă lume, o lume superbă, o lume care nu m-a trădat. Ei mi-au rămas prieteni și după, da? După evenimente. Și o lume care era cu totul, se puneau cu totul altfel probleme. La un moment dat, nici măcar nu se mai jenau să critique, să spună bancuri cu Ceaușescu față de mine. Aia, mă, e Mihaela, nu... Zicea, oale, vezi că ăla e de la partid. Ce nu, e, cu Mihaela, nu ne ferim de Mihaela, ce da? Deci, eram de-a lor, dar atât de mult m-am simțit foarte bine cu ei. Am învățat multe lucruri de la ei, am învățat să mă îmbrac de la actrițele, am învățat să mă port, am învățat, nu știu, foarte mult, foarte mult. Deci, acest mediu, mie plăcând un teatru de mică, asta o moștenesc de la mama, mama... A zis, toată sarcina, mama, am fost la teatru cu tine, de aia îți place teatru. Sigur, asta mi-o reproșau că m-am căsătorit cu un artist. Dar nu trebuia, mamă, de la iubirea de teatru chiar să te mări cu un actor. Adică, da, da. Ce ai dus iubirea prea departe, mamă. E, până la urmă, mama l-a îndrăgit pe Petrică Moraru. Și studenții cum v-au salvat? Și studenții, când au aflat că au dat-o afară pe doamna Moraru, au făcut grevă. Deci a fost ceva, a făcut o grevă. N-au mai intrat la ore. 110 studenți, n-au mai intrat la ore. Sigur, erau panică. Veneau profesorii ceilalți și copiii nu intrau la ore. Prima zi, a doua zi, au fost rugați, au fost așa. Stați că cu doamna Moraru încă nu s-a lămurit așa. Între timp, decanul de la Facultatea de Limbi Străine, profesorul Iancu Fischer, Dumnezeu să-l odihnească, m-a chemat la dânsul și mi-a zis, nu cumva să-ți dai demisia. N-au ce să-ți facă. Ei încearcă pe toate părțile, zice, eu nu le semnez. Au venit la mine, zice, cu hârtia, eu nu le semnez, că n-am niciun motiv. N-ai absențe, ai calificative bune, ai lucrări. Am fost în comisie la tine, zice, la doctorat, știu cum ai răspuns. Deci, eu n-am niciun motiv, până nu mi-aduc ei un motiv. Ceva, indisciplinar, să faci, ai făcut ceva, da. Nu știu. Că mă gândeam, tot așa vorbeam cu niște prieteni, zic, mă, ce să... Eu eram în stand-by, așa, așteptam, ce se întâmplă? Eu mă duceam zilnic la facultate, ore n-aveam, dar bântuiam pe acolo. Nu vorbea nimeni cu mine la catedră. Adică oamenii cu care înainte spunea, fetița noastră, drăguța. Dar eu pe baricade acolo, că știu că mă întrebau puținii prieteni pe care îi mai aveam, ziceam, dar cum rezist să stai? Nu stăteam decât 4-6 ore. Stăteam 6 ore la catedră, uite așa, și... treceau, intrau, nu mă salutau colegii mei, dar eu mă duceam pentru că eu trebuia să mă duc la servici. N-aveam ore, dar nu, dar eu eram totuși, nu, eu salariul am primit. Ah. Da? Pentru că n-aveau cum. Deci eu m-am dus ca să știu de ce primesc salariul. La program vă duceați? Deci eu mă duceam la program. Groaznic a fost, groaznic. Deci, ce să spun? Mă încercau tot felul de sentimente, de micimea oamenilor. Zic, Doamne, când mi-arceam aminte de câțiva, Doamne, și cât bine le-am făcut, vă frământau lucrurile astea, normal, e omenește. Cum se comporta și cum spunea că tata e un deștept, cum l-am trimis? I-am trimis eu la Viena, că zicea, vai, se organizează niște cursuri de predare a limbii ruse, într-adevăr, la Viena, zice, dar e foarte greu, poate vorbești tu cu tăticul. Și eu, bine, te spuneam, tată, domnul profesor Cutare, e cel mai bun, e cel mai așa, vezi să vină și el. Și tata zice, da, să nu mai primul și ultimul să fie, dar așa a fost vreo trei care s-au dus. Și cum îmi spuneam, tată, sigur, acum omul vine și face meseria, dar poate îl invit și tu un pic la el, că n-are bani prea mulți. Tata l-invita acasă. Că spunea mama, zice, a venit profesorul, vai, ce simpatic. Sigur, erau niște oameni cu care aveai ce discuta, nu se sigur ducea. Că da. Și exact oamenii aia s-au purtat. Eu știu de ce s-au purtat. Pentru că le era frică că se află apropierea dintre noi, adică cu cât i-am ajutat. Și că, ba da, știu sigur. Și dacă se afla ce? Aia, momentele alea nu era bine. Ai profitat, de pe urma ei, nenorocitule, oportunistule. Da. No. Și le era frică dacă, unul chiar mi-a spus să nu cumva să spui că tu m-ai dus la profesorul Pop de Popa să mă operez, să nu spui, te rog frumos. Deci, la asta se ajunsese? Se ajunsese. Și am rezistat. Deci Iancu Fischer mi-a zis, nu dai. Nu dai tu nimic, tu stai, stai că o să vezi tu ceva.
Profesorul academicianul Gheorghe Mihăilă la fel, care mi-a fost și coordonator, era coordonatorul meu de teză de doctorat, eu atunci am scris teza, știu că am făcut o pauză de 2 ani, că nu prea mi-a ars, dar pe urmă am finalizat-o. Și dânsul m-a ajutat foarte mult. Tot așa spunea, nu rezistă, rezistă, rezistă. Dar sigur că rolul hotărător l-au avut studenții. Odată ce ei n-au intrat deloc, deloc la ore, s-a aflat la minister. La facultatea de limbi străine, secția rusă, nu se fac ore de 2 săptămâni. Da. A, ei veneau la ore copii, stăteau în față, nu intrau. Și a venit o comisie de la minister, nu știu ce a vorbit cu fiecare în parte, că știu că era într-o sală unde acum este slavistica, cu fiecare în parte a vorbit, pe urmă m-au invitat și pe mine și a zis, avem informații că dumneavoastră ați incitat studenții să facă grevă în scopul de a vă apăra. Și am zis, acum eu ce să vă spun? Eu pot să vă spun, dar dumneavoastră nu o să mă credeți, erau vreo 3, că n-am făcut acest lucru. Dar să presupunem că am făcut. Și eu, în ianuarie 1990, după tot ce s-a întâmplat în 89, eu, cu numele de Ceaușescu, năpârca lui Ceaușescu, da? Zic așa se spune, da? Așa îi spunea lui fimea când era arestată, săraca de aia, năpârca lui Ceaușescu. Am reușit... Copil de 12 ani. Da. Mm. Am reușit să conving 110 studenți să nu intre la ore timp de 2 săptămâni și greva să reziste mai ceva decât mitingurile noastre din ziua de azi, că ați văzut ele se nu mă vreți președinte, că pare că mă pricep. E, n-am zis de președinte, am zis cred că aș fi bună de șef de catedră, zic, nu să fiu dat afară. Bun, dar dumneavoastră credeți ce vreți. După care s-a făcut o ședință cu toți, așa, nu știu ce au spus colegii mei, și comisia de la minister a anunțat că în urma, așa, și am vorbit și cu studenții. Așa, Mihaela Moraru, că eu eram totuși Mihaela Moraru, asistent Mihaela Moraru, să fie repusă în, așa. Ei, acum sigur că... Dar vedeți ce paradox, v-a salvat democrația totuși, că da. Dacă copiii ăia în spiritul ăla al libertății... Mi-au dat ore. Acum unde mi-au dat ore? La fizica atomică, mâncai o pâine pe ciugulite până acolo, da, m-am dus la fizica, le trebuia rusa... Vă dați seama. La conservator, acolo mi-a plăcut, la conservator. Deci am predat limba rusă la conservator, nici ei nu erau foarte interesați de limba rusă. Deci n-am mai avut nicio oră la mine la facultate. Dar a trecut și asta, a trecut și asta. Ei bine, lucrurile astea, cum am spus, eșecul pe mine mă întărește atunci când mă duceam pe platformă. Am făcut echipă de teatru, am făcut piese în limba rusă, deci m-am implicat foarte mult, studenții în jurul meu, mi-am dat seama, zic, cu studenții în jurul meu, într-un fel eram și recunoscătoare, am fost și mai apropiată de ei, am continuat să scriu la teza de doctorat și atunci am spus, eu trebuie să am așa, da? Un scop. Sigur, eram și singură cu 3 copii, încă nu a apăruse soțul meu în viața mea, actualul meu soț. Viața a fost foarte bună cu mine, că mi l-a dăruit, dar mă gândeam, eu va trebui aici, de unde trebuia să plec, eu trebuie să ajung aici, cel mai sus, profesor, nu? Eu n-am vrut niciodată, nu mi-a plăcut să am funcții, să am, pentru că asta, responsabilitate, ședințe, eu urăsc ședințele. Am stat în multe ședințe de astea, da? Până la urmă trebuie să intru în consiliu și așa mai departe. Când fiecare vorbește, noi profesorii vorbim mult, mult și spunem uneori puțin. Ședințele durau 6 ore, nu se spunea nimic, nu se hotăra nimic. Nu apăruseră încă telefoanele atunci, că așa, acum la ședință, e frumos, tu stai cu telefonul și îți dă colegul un cot, se votează. Aha, și tu ridici mâna. Da, deci eu n-am vrut, dar zic, ajung profesor. Și m-am pus, într-adevăr, cu tenacitate pe acest, așa, să urmăresc acest scop. Între timp, sigur că am făcut marea schimbare. Deci am schimbat casa, am schimbat soțul, am schimbat prietenii,
Doar copiii mi-am păstrat, pe ăștia n-am putut să-i schimb. Da. Adevărul că sunt și foarte drăguți. Știu că am agreat o formulă și nu vreau să abuzez de timpul cu dumneavoastră și sunt foarte multe povești pe care probabil le vom pierde și dumneavoastră sunteți și o fire încăpățânată, trebuie să spunem celor de acasă. Dar eu vreau aveți să impresia scriu, că vă repetați o să scriu și că plictisiți. Mai scriu a doua carte. Da, sper să o faceți aici și să o publicați la evenimentul istoric. Deci am și început să scriu pentru că de la prima carte au trecut foarte mulți ani, a fost în 2004, între timp s-au mai întâmplat. Sigur că s-au mai limpezit? Nu, mi s-au mai întâmplat și mie niște lucruri și vreau să scriu această carte la care am început cumva altfel. Adică să vedem ce a fost, ce este, ce a fost, ce este, cine a fost, cine este. Pentru că în mare sunt tot ai noștri, să spune. Erau și foarte multe glume pe seama asta, nu? Dar nu spunem bancuri, că este emisiune foarte serioasă. E, asta credeți dumneavoastră? Da, nu. Mai spiritul care m-a consacrat eu, nu ceva mai ludic decât aparența. Când ați simțit, spuneți-mi și chestiunea asta, când ați simțit că viața începe ușor, ușor să revină la normal? Cât a durat sincronizarea cu noua viață? Scăpat de spaibe, de frici? Momentul decisiv, sigur că a fost când m-am regăsit sufletește. Adică când l-am lovit cu mașina pe soțul meu. Asta e o glumă? Nu, așa. Așa v-ați cunoscut? Da. L-ați dat cu mașina peste el? Da. Practic putem să spunem că a dat norocul peste el, nu? Deci eu cu mașină, eu sunt spaima șoselelor. Deci mi-am luat foarte târziu carnetul, prin 88 sau 89, deci bătrână eram deja, pentru că n-aveam mașină. De câte ori am dat apropore așa tatălui meu că mi-ar plăcea să am o mașină, dar că nu am suficient, nici măcar salariul lui Petre Moraru, care era ceva mai mare decât așa, nu ne permitea cu trei copii totuși să-mi iau o mașină. Tata spunea, am eu ceva împotrivă să-ți iei o mașină? Ia-ți mașină! Dar ți-ai mașină? Când ai bani să-ți iei mașină? Că eu nu fac cadouri mașini. Tata avea felul lui de a fi, dar tata ne-a pregătit foarte bine pentru viața. S-a rupt și începe altă viață. Adică, cred că de asta reacția mea n-a fost așa de, cum să zic, de dur. Adică m-am gândit așa, bun, o iau de la început ca orice om, că în fond, nu? Eu atunci credeam că lucrurile vor merge din bine în bine, în bine, în bine. Zic, va fi bine pentru toată lumea și eu, ca un mic, da? Omuleț în toată populația, să-mi fie și mie la fel de bine. Deci, în momentul în care l-am cunoscut pe actualul meu soț, sigur că, na, o femeie lângă un bărbat, gata, se regăsește altfel. Nu știu, m-am regăsit altfel. Dar social, când s-a topit toată greutatea trecutului? Asta a contat foarte mult, pentru că împreună noi am început să ne facem alți prieteni. Între 90 și 91, când eu l-am cunoscut pe soțul meu, deci un accident de mașină poate să aducă și o mare fericire în viața unui om. N-a fost un accident foarte... N-a fost cu victime. Hai să zicem, l-ați călcat intenționat că nu, plăcea. Nu, am lovit, dar nu, că el nici nu era în mașina, amărâtul. Mașina lui era parcată, eu am intrat în mașină, am făcut o zop și a venit omul să vadă cine i-a lovit mașina. Că eu când am lovit mașina lui, am mai lovit vreo trei. Adică a lui a ricoșat în altul, uite, și... deci ați avut de unde alege, ai zis, da, pe tine-te. Au sărit vreo trei să mă păruiască și a apărut el, care era cel mai lovit, adică te-ai șață și te-a benzina din rezervor și a zis, stați oameni buni, se întâmplă oricum. Bine, așa este tot, și acum. Am mai făcut de atunci două accidente, unul singur mai răuț, care tot așa, se întâmplă, se poate, dar nu mai plânge, dar lasă, că ăsta este gelul. Și atunci, sigur că l-am cunoscut, m-a ajutat, a mers cu mine la poliție ca să dea declarație că, de fapt, mașinile erau prost parcate. El a mărturisit că mă știa. A zis că mă văzuse. Pormă mi-am să aminte că și eu îl văzusem o dată, da. Că noi avem o persoană, vărul lui primar, mi-era mie prieten, așa. Și, de fapt, am fi avut un punct de legătură. El zice că m-a văzut de mai multe ori, că eram profund antipatică, că eram așa detașată și că vărul lui a zis, uite, vărul meu, să fac un înțeles. Și eu zic, n-am întins mâna, am întors capul și a zis, îmi pare bine. Da, zic, acum ce vrei, eram femeie măritată, dragă, zic, acum apărea un tânăr, era mai mic ca mine, dar nu cu mult, cu 2 ani. Cum apare un tânăr, trebuia neapărat să dau semne de bucurie. Da, tors capul și a zis, bună. Bun, m-a ajutat foarte mult și uite, încetul cu încetul. Și noi am început să ne clădim, deci, un alt cer de prieteni cu care
Suntem de 30 și ceva de ani, cu ăștia am rămas. Din vechii mei prieteni, mi-au rămas foarte puțini. Și la fel ca și colegii care m-au ajutat, cei cu care mă certam și au fost împotriva mea cei pe care i-am ajutat, cei mai buni prieteni, cei pe care eu i-am iubit, cei în care am investit, cei pe care i-am ajutat, tot așa cu ce puteam. Și puteam așa, la, cu un medicament, dar cu, uneori chiar cu mai mult, cu un spital, cu o aprobare de mașină. Ăia s-au purtat cel mai urât și, repet, cred că exact ca și în cazul colegilor, se știa că eram prieteni. Mergeau cu mine la mare și stăteau la vilă. Nu? Ăia mergeau, ăia bunii, nu ăia mai puțin. Nu? Eu luam pe ăia. Nu puteam să iau chiar pe toți. Nu? Se știa că și-au petrecut concediile cu mine la predeal. Și atunci, probabil că de asta s-au retras așa, foarte speriați. Mi-au rămas, sigur, mi-au rămas câțiva. În primul rând, Horațiu Mălăele, cu Gabi Mălăele, cu care am fost prietenă dinainte și mi-au rămas și până în ziua de azi. Familia Stoican, prietenii mei dinainte cu care am rămas și în ziua de azi. Prietena mea foarte bună, care nu mai este, a murit acum 2 ani, Camelia Grecu, care sigur a fost. Și eu știu, să nu greșesc, cam atât din vechi. De unde erau? Mulți, da. Și frumoși. Dar mi-am făcut un cerc de prieteni în care am mult mai multă încredere acum, pentru că ei m-au preluat cu toată moștenirea negativă a numelui, dar niciodată nu i-am văzut stresați. Ba, uneori chiar poate plusează, că și ei spun, uite, ea e Mihaela Ceaușescu. Cum mai reacționează lumea la numele Ceaușescu? Bine. Bine, sigur. În cercul în care mă învârt eu, foarte bine, dacă... Nu așa, când cunoașteți pe cineva pentru prima dată. Bine, pentru că eu nu mă recomand cu Ceaușescu niciodată. Deci nu, eu... da, deci... când ajunge să înțeleagă, să știe. La noi este jocul așa. Întâi mă cunosc pe mine, deci, da? Chiar mi-a spus la un moment dat fostul meu soț, Petre Morar, mi-a dat un telefon și a ajuns o actriță, m-a văzut la o altă emisiune și a zis, ai ajuns o actriță mai mare decât mine. A fost așa un compliment. Deci, eu am un fel teatral așa și la facultate, zic, știu că trebuie chiar și gramatica să o prezinți cumva interesant, așa, și am un fel de a preda, așa, să captez atenția și de obicei să petrece așa. Întâi mă cunoaște lumea, Mihaela Moraru, soția lui Stan Lunae, vorbim, socializăm și când cumva deja i-am cucerit, așa, așa spun, dar știți cine este ea? Ea este nepoata. Deci pică așa și atunci toată lumea spune, da, e, n-aș fi crezut. De exemplu, mi s-a întâmplat de câteva ori să mi se spună în astfel de situații, am avut o părere foarte proastă înainte, dar acum de când v-am cunoscut sau te-am cunoscut, zice, măi, nu știu, mi-am schimbat-o. Deci ați ajutat cumva la reabilitarea sau la îndepărtarea nuanței negative. Ăsta a fost motivul pentru care eu de mult, împotriva voinței întregii mele familii și chiar cu riscul de a fi cumva certată, am ieșit foarte devreme încă la 7 ABC, Dan Diaconescu. La bătaie să... Am ieșit prima. Acum văd că a început să... Cât mai sunteți cu Ceaușescu nu știu. În coadă? Nu știu. Mai, adică eu nu sunt cu Ceaușescu. Nu, în sensul de sunteți o familie unită? Țineți păstrați legătura sau ca înainte? Nu știu, ei or fi uniți între ei, eu nu știu. Eu nu m-am mai văzut cu nimeni din familie de 4 ani. Cred că m-am văzut cu Brinchi întâmplător sau neîntâmplător. N-a venit el la mine, deci nu e foarte întâmplător. Acum 2 ani. În rest, nu, dar discuția nu s-a finalizat. Ce vroia el, eu nu eram foarte de acord. Mă rog, nu intrăm în poveste, vreau cumva să facem noi acolo o fundație, o nu știu ce, eu n-am fost de acord. Am zis, voi puteți să faceți ce fundație vreți, eu nu vreau să particip la fundația asta, că nu văd rostul după 32 de ani să dăm premiu pentru cea mai bună interpretare la NAI, fundația Nicolae Ceaușescu. Nu, mie mi se pare că, cum să spun, nu am fost de acord să trăim umili și să ne fie rușine că facem parte din familie. Motivul pentru care am ieșit de vreme și mai ies din când în când așa, că eu ies rar la televizor, dar pe mine mă dau în reluare. Și am pățit o chestie că mă dau alte televiziuni în reluare, da? În timp ce sunteți în direct. În timp ce sunt în direct sau m-au dat odată, nu spunem cine,
da? Că ei mă dau mereu. Și eu eram la ore și m-a sunat șefa mea de... care, sigur, e mai mică ca mine, dar totuși zice, doamna Moraru, vă văd la televizor, dumneavoastră nu aveați ore. Și zic, draga mea, eu am ore. Și am luat telefonul, zic, uite, uite studenții, uite-mă pe mine, zic, la ore. Zic, este reluare. Nu cred, fabulos. Da. Foarte multe subiecte au mai rămas. Asta este, vă respect. Le scriu în carte. Timpul le scrieți în carte, citiți-le în carte, uite, considerați asta un preview așa a ce va fi în carte. Foarte, foarte scurt, spuneți-mi atât. Două chestiuni de final. V-ați mai întors vreodată la Scornicești? Da. Vă duceți? Nu, nu mă duc foarte des. Deci, m-am dus la Scornicești pentru că au urmat niște mormântări la Scornicești. A murit mătușa mea. Deci nu sunteți desprinsă de familie. Asta e mai de mult. M-am dus la Scornicești cât a trăit vărul meu, Emil Bărbulescu, care era mai apropiat de mine și care, pe care l-am iubit în fel și cu care m-am văzut și care venea la noi. Mă duc la Scornicești pentru că și soțul meu actual este tot din Scornicești. Ce coincidență! Super coincidență! Da! Da, este din Șuica, deci este sat alipit. Uh-huh. Dar are foarte multe rude în Scornicești și acum nu mă mai duc la rudele mele, mă duc la rudele mele prin el, deci da. Prin alianță. Da. Foarte drăguț! Și un minut de final... Din perspectiva unui Ceaușescu, cum arată România la 33 de ani de la Revoluție, doamnă? Trist. Foarte trist arată. Și nu mă refer acum, eu nu vreau să fac, nu sunt comentator politic, deși văd că oricine poate să devină. Nu vreau. Eu doar în suflet mi se pare că e foarte multă sărăcie la oameni. Deci vorbesc numai din punct de vedere spiritual, nu vorbesc politic, sigur. Vedem și noi că trăim cu spaima, nu? Care și asta poate să fie o manipulare. Atâta ni se vorbește de facturi, de facturi, de facturi, de facturi. Când vine factura, mie îmi vine direct pe mail. Când vine factura, stau cu degetul și nu vine să deschid. Și zic, deschid, nu deschid, zic, hai, oțetul, totul, să mă reanimez. Până acum nu mi s-a întâmplat, nu mi-au venit sume. Dar sigur că ne-a schimbat și asta viața. Am început, deci noi nu eram. Stinge lumina la baie. Și el zice, nu pot că sunt înăuntru. Adică eu vreau să stingă lumina la baie, da, și când el este în baie. Știi? Da, o să ajungem să scoate becul și de la acvariu, de la pești. Deci nu știu, adică asta. Dar nu asta vreau să comentez. Și aici s-ar putea, dar o să scriu și asta în carte, pentru că la mine în carte așa va fi. Ce a fost și nu mai este, ce este și nu va mai fi, știi? Dar spiritual mi se pare o sărăcire îngrozitoare. Mă uit chiar cu copiii mei pe care eu i-am educat. Ei îmi spun, ce faci, mama, de Revelion? Zic, păi de Revelion, dragă, zic, uite, am luat 30 de locuri, 20 de locuri, 10 locuri, zic, le-am luat la hotelul cu tare, ne ducem cu gașca, aoleo, mamă, iar așa, zice, dar ce-ți trebuie? Dar de Crăciun ce faci? Păi zic, uite, o să facem pregătiri, pe 25 ne ducem în vizită, pe 26 vreau să vină prietenii la mine, să fac masă. Măi, mama zice, dar voi nu mai terminați cu chestiile astea, noi așa am trăit. Uh-huh. Deci partea asta, dragostea de om, de prieteni, fii mea, cea mare, care este fată foarte deșteaptă și îmi spune mereu, mama, dar lucrurile astea se rezolvă mai simplu. Dacă ai ce nevoie sau trebuie, nu știu, le ești cumva datoare, invit o dată pe toți la restaurant. Zic, nu, dragă, dar eu nu am nicio datorie față de ei, mi-e dor de ei. Vreau să vină să ne vedem, pe urmă, eu mă duc la ei. Ei, lucrurile astea au dispărut. Uh-huh. Total. Este suspiciune. Oamenii nu mai socializează. Nu știu, dar sigur că era mai multă sărăcie și mai mult, dar era mai multă iubire de oameni. Nu știu, oamenii erau mai împreună. Erau, mi-aduc aminte că eu am stat și la bloc, n-am stat niciodată în zona primăverii, când acum zic că e la mare, mare, fiți să stai în primăverii. M-am întrebat eu, iară fac o paranteză, dar de ce vrea lumea să stea în primăverii, acolo unde poate mai umblă, Doamne ferește, spiritul uranicu. De ce să duc toți în primăverii dacă acolo este? Nu s-au mutat în secunda a doua în casele. Da, mi se pare ceva. Am câțiva așa cunoștințe, nu prieteni, care zice, vai, am luat lui fimea în primăverii. Zic, dar de ce, drag, în primăverii? Ce aveți, mă, toți să vă duceți în primăverii? De ce vă trage cumva? Da. Deci chestia asta este, am stat și la bloc, păi toți vecinii eram prieteni. Mm. Acum este o înstrăinare, este cumva, și la facultate e foarte trist. Deci, sigur, profesorii mei nu mai sunt printre noi. Eu eram cea mai mică atunci. Dar eram tot timpul împreună. Noi sărbam Crăciunul la facultate. Eram,
Acum, vine, îți faci ora, ai plecat, nu, nimic. Nu. Lucrurile astea pe mine mă deranjează. Adică, încetul cu încetul, oamenii, nu știu, se închistează și rămân așa într-un mediu al lor. Și numai, asta nu se ducă la bine. Asta nu se ducă. Pe mine asta mă înspăimântă și mă înspăimântă, sigur, pe mine nu mă mai lecuiește nimeni. Așa cum spune fiica mea, tot cu târ la mamă, tot cu târ l-am să fiu toată viața. Îmi iubesc prietenii și suntem, ne simțim foarte bine împreună, dar mă gândesc la nepoții mei, care sunt tot timpul acasă, tot întreb, ce face cu tare? Și zice, a, ce să facă? Zice, e pe calculator. Ce face pe calculator? Poate face vreo invenție, că mai văd așa copii care mai vin. Zic, o face și nepotul meu. A, zice, face niște jocuri. Nici atâtea jocuri pe care, eu nu știu să, eu n-am jucat în viața mea nimic pe calculator. Bine, calculatorul nici nu este prietenul meu cel mai bun. Dar zic, mă, dar copiii ăștia ai voștri n-au și eu o julitură în genunchi, nu știu. Zic, mă, dar voi vă jucați pe stradă. Copiii ăștia, generația asta, ei nu se mai joacă pe stradă. Da. Ei au multe meditații, se duc la not, se duc la jiu-jitsu, se duc la nu știu ce, se duc la... După aia fac meditații, zic, dar de ce sunt așa de slabi? Mamă, zic, așa, dar cum n-ai bine? Pe cine mă ștănești? Îmi zic, de la bărbată, tu, mamă, că noi am fost deștepți și ne medi... De ce avem? Nu, dragă, zice, îi meditez ca să fie olimpici. Da? Păi zic, mamă, dacă e olimpic, olimpic, dacă nu e, nu e, ce-o bagi așa, zic, că... cu forța. Da, da. Deci asta e, da. Copiii nu mai au copilărie. Tine, oamenii ăștia... E, asta mi se pare. Sigur că se poate discuta și despre frigul de în casă și se poate discuta și despre... Că e foarte frumos că sunt vitrinele pline de toate, dar unii n-au bani să le cumpere. Nici nu știu dacă e... Nu e chiar... Mă gândeam așa în sinea mea că toată... Mă, dacă înveți atâta mâncare și tu totuși n-ai bani să le cumperi, nu fi oare mai frustrant și mai dureros când măcar nu aveai deloc? Nu știu, întrebam. Pentru că am văzut doamne cu pălăriuțe, da? Sigur nu erau de la mulgătoarea fruntașă, nu, nu. Deci erau ceva foste învățătoare care veneau cu o hârtie de un leu, un leu, de la verde, da? Plătim noi, când mergem la Bucur, parcarea. Și ce puteți să-mi dați la Lidl, zicea, de un leu? Sau la Carrefour. Și zice, doamne, nu pot să vă dau nimic, nici măcar o felie de cașcaval de bani. Ăștia nu sunt bani. Deci pe mine lucrurile astea m-au îndurerat îngrozitor. Da. Fiecare regiune cu poate, limitele poate, și poate cu... unii văd altfel. Problemele... Mie nu mi-e rău, stai ca da. Să nu tragem o concluzie tristă. Dar deci, mie nu mi-a fost rău nici înainte. Nu mi-a fost rău. Și nu mi-a fost rău nici acum. Aș putea spune că acum am ceva în plus. De, am acea libertate... Zic eu că nu mai sunt ascultată, că nu mai am microfoane, că nu mai știe mama, tata, sigur, nici nu mai sunt în viață, dar pe nimeni nu mă interesează unde mă duc, ce fac, cu cine sunt prietenă. Aici, asta îmi dă mie, nu știu, așa, sufletește un confort extraordinar, da? Nu o duc rău, pentru că mi-am clădit o profesie, mi-am ajuns profesor, sigur că profesorii nu sunt foarte bine plătiți, dar nu sunt nici foarte rău, așa, adică... Dar văd în jurul meu și oameni care o duc foarte rău, care sunt foarte triști, văd niște preocupări. Am fost la târgul de carte. O prietenă bună de-a mea și-a lansat o carte, sigur, ca traducător, dar e o foarte bună traducătoare. Ivo Andrici a tradus. Păi nu mai e ca înainte. Deci n-aveai loc. Te călcai în picioare. Cărți puține. Cărți mult mai puține ca înainte. Lume mai puțină. Dar m-am uitat așa, bun, lume mai era. Dar câte sacoșele cu cărți în mână nu prea erau. Lumea nu cumpăra. Și m-am uitat și eu, mi-am cumpărat, deci am dat 300 de lei pe 4 sau 5 cărți. Am venit acasă, le-am și citit deja. De toți banii. Da. Mă uitam, 47, 57, deci prețuri mari. Da. Păi da, dar n-am nimic de adăugat la ce a spus. Dacă se duce cultura asta, dacă cititul, literatura, sigur, va fi înlocuită de jocurile nepoților mei dragi pe calculator, eu nu cred că peste 20 de ani va fi foarte bine. Da, noroc că, cum se spune, viața e grea, noroc că e scurtă. Eu mă apropii de final. Și a emisiunii și a vieții. Finalul chiar a venit și vă mulțumesc. Vă mulțumesc enorm că am reușit să punem punct a ceea ce ne-am propus noi acum multe, multe luni de zile. Pentru cei care vă apreciază, vă caută și sunt curioși să vă afle poveștile. Pot să dau o frază de final așa? Sigur că da.
Păi de ce deci, să închidem? Nu, deci nu vreau să fie înțeles greșit că nu e ca un mesaj, adresăm un mesaj țării, că ar fi caragiosi. Tocmai eu să mă adresez acum. Dar aș vrea totuși să spun, exact pentru că am vorbit de nepoții mei. Eu am nepoți, sigur, am 6. Să vă trăiesc. De vârste diferite, de la 18 ani, pentru toți nepoții, da? Și pentru tinerii, studenții mei, cu care eu sunt într-o legătură permanentă și ei mă țin cumva așa, nu știu, pe o linie de plutire. Ce am văzut foarte mult, deci, să nu existe sentimentul ăsta de ură. Am citesc foarte mult. Ce mult a urât cu tare, ce urăște, ăștia ne urăsc. Ideea asta eu m-am gândit întotdeauna. Și am fost și întrebată dacă am oameni care mi-au făcut chiar rău, dar rău, rău și nici nu vreau să pomenesc. Am zis, am încercat să găsesc cumva. Unii mi-au și spus, m-a luat valul. Nu ne-am reîmprietenit. Dar nici nu n-am dat cu pietre în ei, da? Deci, mi-e frică să nu pună stăpânire așa pe oameni și văd așa sentimentul ăsta de ură. Mm. Pentru că vreau să spun că eu de-aia n-am vrut să urăsc, pentru că eu consider că ura este cea mai grea povară. Mai grea decât dragostea. De dragoste te vindeci, eu m-am vindecat. Deci de dragoste te lepezi, dar de ură nu. Și am constatat așa, pentru că am avut în jur, am văzut, urăsc pentru ce ni s-a întâmplat și am văzut. Ura îți face rău ție mai mult decât cel pe care îl urăști. Pe interior, da. Asta este, pentru că te macină-ți, nu te mai lasă pe tine să trăiești. Da. Și de asta am spus că... Și nu știu, eu așa am hotărât. Să nu mă mai cert niciodată cu nimeni, pentru că mi-e tare teamă că nu mai am timp să mă mai împac. Iată o rezoluție de început de an, domnilor și domnilor. Meditați la asta, mi se pare... Nu urâți, iubiți. E mai sănătos. Și mai distractiv. Da. Vă mulțumesc. Asta zic eu că este foarte important, ca să poți supraviețui. Nu vă spun, nu vreau o formulă de la revedere, pe data viitoare. Hai să o lăsăm așa, o lăsăm deschis.